Să faceți în continuare o greșeală nu este problema mea. Dar dacă vreau să considerați că un aviz favorabil pe o sursă ce nu există și atacată de cum consideră fiecare prefectura, dar care este instituție ce își asumă ce scrie, există două întrebări. De ce mai rectificăm din alte surse, Simona? Am o rugăminte, lasă să vorbesc și eu până la capăt. Nu, doar ne-am anunțat. Am înțeles, doamnă, m-am înțeles. Și dacă este, înseamnă că sursa pe care în continuare dumneavoastră, domnule, consilier Botez și restul, o considerați palpabilă. Și anume, vă repet, 700.000 de lei de taxe de timbru și 3.100.000 din concesiuni, atunci haideți să facem o pauză, vă rog frumos să o identificați cu doamna director economic și să o punem în altă parte. Pentru că ori recunoaștem că nu există, n-a existat, nu e legală, n-are sustenabilitate pe un aviz favorabil dat de către direcția economică, ori și atunci ați găsit altă sursă, ceea ce mi se pare absolut în regulă, da, este opinia noastră, găsim altă sursă, luăm din sursele astea. Sursele astea există, vă pot confirma public. Dar dacă veniți să-mi spuneți că există și sursele pe care le-am contestat și de care v-am explicat că nu sunt și nu pot fi și procedura nu e începută și nu există și avizul favorabil dat în mod ilegal de către directorul economic, da, știu, potoliți-mi. Da? Atunci vă rog frumos, haideți să ne oprim un pic și să vedem banii de acolo ce în viziunea noastră există, unde-i pun. Da, dacă îmi permiteți că a fost în replică, doar 30 de secunde. Repet, concluziile. 1. Greșeala nu aparține direcției economice, greșeala o aparține Consiliului, care n-a făcut următorul pas. Noi, cel puțin eu, și cred că sunt în acord cu colegii mei, ne asumăm această chestiune. Dar astăzi am venit cu o sursă mult mai fezabilă și cealaltă era bună, dar asta este și mai bună. Ori ceea ce intenționăm să facem este să facem nu bine, ci mai bine. Domnul consilier, rectifică. Deci, încă o dată, ca să fie clar, poate n-am înțeles-o bine, viziunea domnului Botez este că cele două surse care sunt foarte clar inexistente pe un aviz favorabil al direcției economice există? Viziunea mea este să rezolvăm... Nu, nu, nu. V-am întrebat ceva. Păi da, dacă vreți să vă spun care e viziunea mea, păi nu puteți să... Da? Adică am și o viziune a mea și nu o dau nimănui. E perfect. E un lucru bun. Viziunea mea este să fac mai puține procese și să fac mai multă treabă. Și viziunea mea este, sub o formă sau alta, să ajungem să dăm această căldură către cetățeni. Dragilor, nu vă supărați. În contextul ăsta, noi trebuie să facem o rectificare și pe banii pe care dumneavoastră îi considerați legali. Doamnul primar. Doamna consilier Popescu, vă rog. Domnul primar, am sesizat cu toții intenția dumneavoastră de a o pune la zi pe doamna director pentru un aviz favorabil pe care prefectura îl consideră parțial legal, iar pe care noi ca și consilieri îl asumăm. Aș vrea să aveți aceeași intransigență pe care vă admir în cazul tuturor managerilor, directorilor care ne-au dat avize negative pentru HCL-ul referitor la solicitarea de CET și care a fost considerat legal de prefectură. Mergem pe principiul pe care l-a invocat domnul Botez, că recunoaștem prefectura ca instanță administrativă în această situație. Nu, am și făcut semnul ghilimelelor, domnul primar, și atunci aceeași intransigență, dacă dumneavoastră sunteți atât de intransigent cu un aviz favorabil, aș vrea să aveți cu acel teanc de avize negative pe care le-am avut și lipsă de semnătură de viză de legalitate pentru un HCL inițiat de aceiași consilier local și pe care prefectura a considerat-o perfect legală. Am mulțumesc înțeles. Frumos! Dacă a fost doar o rugăminte, nu o invitație la dialog. Revenind, vă spun tehnic, dacă dumneavoastră considerați și în momentul ăsta că sursele și v-am spus care sunt, atunci trebuie să facem ceva cu ele. Păi, domnul primar, dacă îmi permiteți. Vă rog, domnul. Eu